Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, sunteți în studioul Capital TV, împreună cu mine, bineînțeles, și cu invitatul meu, aici, la o televiziune pe bune. Invitatul nostru de astăzi este domnul Nicolae Timiș, coordonator pro-România HATSEG. Bună ziua, domnule Timiș, bun venit în studioul Capital TV și bun venit la Fotoliul cu Ghimbi din nou. Bună ziua, domnule Simion. Eu vreau să vă spun că Ghimbi încep să-i simt mai puțin. Da, păi toți aveți impresia asta când vă puneți pe... Sunt de ajuns, de tăbăcit. Și în să se tăbăcit. Cred că știi activitatea mea și știi că am fost la multe televiziuni și știi că am făcut multe altele lucruri bune pentru HATSEG. Am mai zis cineva care a stat pe același fotoliu că e tăbăcit. Dar mă rog, să vedem dacă nu cumva prin toată tăbăceala asta scapă vreun ghim pe care să vă și înțepe în emisiunea există asta. Există riscul în momentul în care te-ai așeza pe fotoliu. Da, firește la ceea ce ați zis. Haideți să vă spun, de fapt, dumneavoastră știți motivul pentru care v-am invitat, că la început domnul Timiș nu a vrut să accepte invitația noastră. A spus că tocmai ce a fost de vreo săptămână de zile la Fotoliul cu Ghimbi și domnia sa nu dorește să intre în mod agresiv în casele oamenilor. I-am explicat, este sau nu este? Corect. I-am explicat domnului Timiș că nu intră în mod agresiv și că ar trebui să vină pentru că între timp, de la venirea domniei sale până acum, au mai fost și alți domni care au mai spus alte lucruri și aș fi vrut să știu punctul de vedere al domnului Timiș. Domnul Timiș este coordonator pro-România HATSEG și în același timp am înțeles, de fapt ați declarat în mod public și ca exclusivitate în emisiunea noastră că veți candida pentru fotoliul de primar al orașului HATSEG. Da. Am afirmat. Deci ați acceptat cu greu invitația de astăzi. Așa este și v-am spus clar în emisiunea trecută că voi candida la primăria orașului HATSEG și v-am spus atunci și motivele, pentru că după mine HATSEG-ul a rămas în urmă. A rămas în urmă comparativ cu celelalte primării de dimensiunea HATSEG-ului. Pentru că HATSEG are nevoie de fonduri europene. Ia stați un pic. Opriți-vă cu nevoile HATSEG-ului. Ca așa de mult deja emisiunile Fotoliul cu Ghimbi s-au înmulțit într-un anume fel, urmează și campania electorală, toată lumea vine și îmi spune vreau să fac acolo, localitatea are nevoie. Dumneavoastră ați fost într-o postură ingrată, din câte știu eu până acum, adică n-aveți decizie la nivelul orașului HATSEG, n-ați avut timp de 8 ani de zile, decât poate în perioada când ați fost consilier local în ultimii 8 ani de zile. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Timiș, în 2012 ați fost schimbat. Da. Adică ați fost schimbat. Electoratul a avut altă opțiune. Sigur că da. Ați mai candidat în 2016. Da. Ați pierdut la o anumită limită. În 2020 veniți și candidați din nou. Ați fost primar în perioada 2004-2012. Dom'le, ce mai trebuie, domnule, la primăria aia? Că nu înțeleg. Deci aveți, nu știu, eu dacă aș fi fost în locul dumneavoastră, să mă ierte telespectatorii și cei care se simt în mod direct, nu mi-ați dat toți votul în 2012, nu mi-ați dat în 2016, mai areți încolo în 2020, că până la urmă ce vreți voi fie, mai o vorbă, faceți-vă brânză. Eu asta aș fi făcut. Dumneavoastră, de ce candidați din nou? V-am spus, HATSEG-ul, din păcate, nu mai are nevoie de experimente. HATSEG-ul sau HATSEG-anii au nevoie de un primar cu experiență administrativă. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că sunteți, să zic așa,
adoptat de orașul Hațeg. Nu adoptat, locuiesc undeva lângă orașul Hațeg. Da, deci nu stați în Hațeg. Da. Și vedeți și dumneavoastră tot ce este în Hațeg, și dacă aveți ochiul format. Și vedeți de ce mai este nevoie. Și vă spuneam mai înainte că Hațegul are nevoie de fonduri europene. Pentru că eu știu bine ce înseamnă bugetul orașului Hațeg. Cu bugetul orașului Hațeg, orașul nu se poate dezvolta nici în 50 de ani. Pentru că nu are sumele necesare la dispoziție în funcție de nevoile pe care le are Hațeg. Și v-aș da câteva exemple, așa, pentru dumneavoastră, simple, așa, și cred că cetățenii le văd și le simt. Are nevoie de o linie de centură, a doua variantă. Păi da... Pe care toată lumea a bătut în tobă, da, facem, dregem și așa mai departe, și a rămas în fază de proiect. Deși eu eram avansat cu el. Da, nu dumneavoastră în 2012, că eu mi-aduc aminte, eu făceam și atunci fotoliu cu Ghimba, am avut invitat. Imediat în 2000, nu știu cât, când ați făcut centura aia, prima, da? Care intră de pe șoseaua Deva Cărani. Nu, care intră din DN66 în DN66, da, cu ocolirea centrul orașului Hațeg. Corect, dar pe varianta de pe Deva, nu pe cea de pe Caransebeș. Nu, este varianta de pe DN68, Caransebeș-Hațeg, în DN66, care vine de la Deva și merge la Petroșani. În regulă. Sunt două străzi extrem de lungi și de mari în Hațeg, de case, să știți, nu de blocuri, pe care trec mașinile alea cu un tonaj imens. Pentru că este drum național. Hațeg, da? Deci gândiți-vă ce s-a întâmplat, de treceau în continuare și prin centrul. Da, el a rămas drum național, drumul care trece prin centrul orașului, culmea. Sigur că da, pentru că nu-i culmea. E culmea pentru neștiutori. Păi... Să vă spun, să vă luminez. Luminați-mă. S-a stabilit așa printr-o hotărâre de guvern sau printr-o lege că drumurile naționale care traversează orașele rămân la DRDP sau la CNAIR, cum se numește acum. Așa. Da? Și că drumurile naționale care străbat municipiile rămân la municipii. Și de ce? Atenție! De ce? Pentru că orașele n-au bani să le întrețină și municipiile au mai mult bani, da? Uh-huh. Și că le pot întreține. Și era firesc și normal. De fapt, ce vreau să vă mai spun? Și centura, după ce am făcut-o, normal, trebuia să treacă la CNAIR. Din păcate, nici în zi de azi nu este predată. Păi de ce? Păi nu știu, nu vreau să acuz pe nimeni, dar este un lucru cert pentru mine. Cineva nu s-a ocupat. Clar. Să o treacă acolo unde prevede legea. Și vă spuneam de cealaltă variantă, că sunt două străzi. Știu că îmi spuneați în 2000 nu știu cât, că vreți să mai faceți o șosea de centură. O și făceam, să știți. Dar din păcate, cum a zis dumneavoastră, am pierdut alegerile. Pentru că, virgulă, calvarul pe care îl au cetățenii care locuiesc pe cele două străzi, este greu care, de suportat. Strada Horia sau care? Strada Progresului, care este foarte lungă și este, v-am spus, cu case, și strada Horia. Adică, mai spre înțelesul tuturor. Progresul e strada de la giratoriu. Fabrica de bere până în sensul giratoriu și din sensul giratoriu până spre la ieșire spre Martin sau spre Tote sau spre Caransebeș, cum vreți dumneavoastră. Și vă spuneam că traficul este infernal. Pentru că sunt mașini de mare tonaj. Și deranjează, vă dați seama, să fiți cu casa în drum, cum vă simțiți dumneavoastră la orice oră din zi și din noapte. Da, e neplăcut, dar... Dar să trecem mai departe. Și vă spuneam, ne-am dus la CNAIR, am început să scriem proiectul, ne-am dus și am discutat cu cetățenii din Nalați, pentru că ei sunt implicați direct, pentru că au terenuri în zona aceea. O parte le avem noi, o parte le au cetățeni. De fapt, este vorba de 3200 de metri, mai pe românește spus 3 km și 200 de metri, un pod peste Cârlete și ajunge în Sântă Mărie, Orlea și Hațeg pe drumul ce urcă la
Hidrocentrala sau centrala, dacă vreți, de la Sfântă Marie Orta. Deci dumneavoastră, înainte de a pierde alegerile în 2012, lucrați deja la... Eram peste 50% lucrat cu acel proiect. Păi și unde e proiectul? Păi și am la CNAIR, pentru că drumurile ocolitoare a rămas acolo? Le face CNAIR-ul, da? Da, bun. Că le dă, v-am spus, drumurile care trec prin oraș rămân la municipii, celelalte, inclusiv centura ocolitoare, este la CNAIR, da? Dar dacă nimeni nu se duce și nimeni nu bate fierul acolo și nimeni nu insistă, cei de acolo au alte priorități, da? Nu te duci tu de la Hațeg și plângi, sunt alte orașe suficiente în zona de vest, da, care au să duc și bat în fiecare zi fierul până când au și obținut. Să știți, noi eram aproape după Caransebeș. Caransebeș oprins-o, urmam noi, dar mai erau de făcut hârtii, mai erau uși de deschis, pentru că asta este procedura, din păcate, în România. Și dacă stai și aștepți să vină cineva să spună, vai domnule primar sau cine ești acolo, n-ai nevoie cumva de o centură, nu vine. Vă spun clar. Da. Și atunci rolul unui primar este să ducă, să încerce să deschidă uși și să bată drumuri în continuu. Rolul unui primar este să aducă bani și să dezvolte orașul, cum vă spuneam mai înainte, dar nu să stau și să mă plâng, păi n-am bani, păi nu m-a dat Consiliul Județean, nu m-a dat nu știu cine. Nu, domnul meu, să nu-mi dai un leu. Rolul meu este să mă duc, să umblu, cum v-am spus mai înainte, să aduc bani. Dacă nu sunt în stare, știți ce? Trebuie să închid ușa, să plec și să las pe altul care știe și are soluții. Da? Acum, doar nu o să-mi dau demisia din funcția de primar. Păi nu, nu o să-ți dai. E bine să stai acolo pe bani mulți, pe bani frumos și cetățeanul care a avut încredere în tine să sufere. E fantastic. Să știți, din toate punctele de vedere. Deci eu vă spun și vă spun cu toată responsabilitatea. Mie, dacă nu-mi ieșa un proiect, n-aveam somn și liniște. Până când nu reușeam să-l obțin. Nopți, săptămâni, luni, zile, mă duceam și băteam până găseam o portiță pe care să mă strecor. Să nu credeți dumneavoastră că toate ușile s-au deschis în fața mea, că vine Timiș. Hai! Bun, am înțeles că... Bine, adevărul e că dumneavoastră vă și plăcea să vă duceți la minister, să vă stați de vorbă cu nu știu cine, să vă duceți la compania nu știu care... Eu nu știu dacă este o plăcere să te duci și să tot stai și să te duci să tot insiști. Nu știu. Dar cunosc și cunoșteam problemele Hațegului. Eu vreau să vă spun că acum, dacă mă duc pe orice stradă, eu vă spun problema care o are. Dar nu numai problema, că e simplu în final să o identifici. Mă duc în vizită pe strada X, mă duc în campanie și așa mai departe, o identific, da? Trebuie să ai și soluții. Pentru că toată lumea vine și zice eu voi face, eu voi drege, eu... Că așa e în campanie. Fiecare vrea să fie cel mai frumos, fiecare vrea să fie cel care face mai mult și după ce se termină campania, uită sau n-au mijloace, sau nu știu să se bată, sau nu sunt insistent și din păcate orașul sau comuna pe care o păstorești, în loc să meargă înainte, stagnează. Pentru că vreau să vă spun un lucru și să fie clar pentru toată lumea. Și vă spuneam, Hațegul n-are bani, dar are nevoie. Uitați-vă blocurile. Bun, are nevoie de bani europeni, nu? Uitați-vă la blocuri. Gri, cenușii, așa cum sunt de pe vremea comunismului, în care... Păi le-a reabilitat acolo. Recunosc că am trăit și eu, da? E nevoie de bani, e nevoie să te bați, e nevoie să aduci. Se fac două blocuri în 8 ani. Eu am făcut două blocuri când nu era niciun fond european. Pe propria IPL și pe banii proprii. Păi blocul 5 de lângă liceu și S1 de lângă spital, da? Și niște culori așa vii, plăcute, adică să faci cetățeanul să simtă că trăiește într-un oraș ce civilizat. Ce culori deci, vrea să puneți? Sunt multe culori plăcute ochiului. Și trebuie să le găsim pe cele mai potrivite. Dacă nu ne, păi da, dacă nu ne pricepem, sunt la îndemână designer, sunt arhitecți care pot să dea soluții, care bun, te pot ajuta. Cu fondurile europene. Eu vă cred pe cuvânt, dar... Nu o dau.
Ia. E o realitate. Bun, e câte proiecte europene ați lăsat noastră? Că de obicei un primar poate continua ceea ce lasă celălalt. Haideți să vă spun. Ați lăsat proiecte europene la primărie Hatzen? Haideți să vă spun. Neterminată? Haideți să vă spun. Spuneți-mi. Deci și eu a fost fază de pionerat. Adică am intrat în Uniunea Europeană în 2007, da? Ca să faci niște pași, nimeni nu știa încotro să o apuci. Corect. Vreau să vă spun că am avut 14 proiecte depuse, 14 proiecte câștigate. Deci atenție, plus că am lăsat proiecte într-o anumită fază de derulare. Pentru că din prima fază, dacă vreți, am văzut nevoia fondurilor europene, pentru că nu poți să dezvolți infrastructura, fie ea stradală, fie ea școlară, fie ea de sănătate, fie de eficiență termică, da, la blocuri. Nu poți să o lași la o parte știind că singura soluție pentru aceste lucruri sunt fondurile europene. Am lăsat, cred că, în jur vreo de 6 proiecte începute. Eu care, am 14. Nu, ale au fost finalizate. A, finalizat. Într-o anumită fază, care unele se derulează și astăzi. Care? Unele, școala. De exemplu, atunci nu erau bani europeni pentru școala generală, care se construiește în Hațe. Dar, în schimb, ca să poți să scrii un proiect european... Școala generală care se construiește în Hațe. Da, trebuie să ai un proiect tehnic. Este condiția obligatorie. Dar el spunea domnul Goia, că ieri a fost la noi, el spunea domnul Goia că e o realizare a administrației domnului Sare. Sigur, are o anumită fază, pentru că nu este gata, care este în zona lui de activitate. Este o fază în zona mea de activitate. Care e faza din zona? V-am spus, faza de proiectare. Adică proiectul tehnic. Ca să scrii un proiect european, prima condiție este să ai proiectul tehnic și terenul. El a luat terenul sau administrația din perioada asta și a dat drumul la lucrări. Da? Deci, mai este mult de lucru, mai este mult până să finalizează, dar să mergem mai departe, să nu ne oprim aici. Vă spuneam de centură, vă spuneam că sunt, de exemplu, dacă vreți să știți locul care se construiește. Terenul era dat din timpul meu. Deci blocul ANL-ul. Pentru că prima, iarăși revin cu prima condiție la CNAIR, că ea construiește, este o companie de stat, este să dai amplasamentul. După aceea ei fac proiectul, ei construiesc și ei ți-l predau ție ca să-l închiriezi la cetățenii sau la tinerii care îndeplinesc anumite condiții. Dar să trecem și de aici. Eu vă ascult, dar unele lucruri nu știam. Vă rog. Deci sunt niște pași. Vreau să vă spun că am mai predat un teren pentru o creșă și o grădiniță. La CNAIR. Ce-i cu terenul? Din păcate, nu s-a mai făcut absolut nimic. La fel sunt niște pași. Adică trebuie să te duci să îi faci să pornească. Pentru că v-am spus, pașii care sunt la CNAIR, da? Nu, la Compania Națională de Investiții, pentru că nu vreau să fac greșeli. CNI se numește. Actualul CNI, da. Exact. Deci de mult este CNI. Da? Deci ei, după ce le-ai predat terenul, trebuie să insiști, ei vin cu proiectul, în funcție de nevoile pe care le ai în Hațe, ei construiesc și îți predau. Pentru că era nevoie de o grădiniță nouă, era nevoie de o creșă nouă, nu să se ducă într-o clădire veche a spitalului, care după mine este periculoasă pentru sănătatea copiilor. Dar, mă rog, de ce? Asta s-a făcut pentru că acolo a fost o secție de cronici. Aia trebuie dată tencuia la jos. De pe. Unde e asta? În spatele spitalului din Hațe. Deci acolo s-a mutat creșa. Și ce ziceți, măsă? Eu stați, că nu vreau să ne pierdem timpul. Păi nu, dar ați spus ceva, că trebuia ce? Am spus, trebuia dată până la tencuială de pe perete tot jos.
trebuia tocurile la uși, totul schimbat. Acolo sunt niște uși mai vechi. Sunt, mă rog, sunt multe lucruri mai vechi care s-au reabilitat așa în viteză, dar nu vreau să acuz pe nimeni. Probabil soluția aia a fost la momentul ăla și la îndemână și asta au făcut. Bun, dumneavoastră, atunci când vă ascult, pare că aveți dreptate. Nu pot să spun că aveți, dar nu pot să spun nici că nu aveți. Și atunci, îi las pe oamenii de acolo, care vă cunosc mai bine, să judece singuri spusele dumneavoastră. Până la urma urmei, cetățenii sunt exact judecătorii supremi. Dar am remarcat un lucru, domnule Timiș. Toți cei care au fost, mă rog, și care sunt legați de Hațeg într-un legați, care sunt în bătălia asta, care urmează pentru Hațeg, cu ghilimelele de ricoare. Nu, că acolo o să vă bateți până când o să iasă ultimul strop de sânge electoral din noastră. Presimt eu chestia asta. Nu știu de ce. Ați luat locul în Nostradamus. Dar mă rog, spuneți. Rămâne de văzut. Da, sigur că da. Deci toți cei care au venit aici au la un moment dat o expresie pe care eu am simțit-o într-un anume fel că vi se adresează și vreau să o comentăm împreună, pentru că mi se pare normal așa, la noi e televiziunea pe bună, e fotoliu cu ghim și discutăm cu lucrurile pe față și cu cărțile pe față. Toți au expresia să nu ne uităm în trecut, să nu ne întoarcem înapoi. Eu o simt ca om de presă, ca om de televiziune, ca om care știe ceea ce se întâmplă în județul Hunedoara și acum și înainte, că de fapt expresia asta cu să nu ne întoarcem în trecut voi adresată dumneavoastră și se referă la dumneavoastră. Haideți, domnul Semeon, să vă spun ceva. Cu toată sinceritatea, nici eu nu doresc să ne întoarcem în trecut. Cred că și veți vedea în campania electorală că am cel mai de viitor program, nu numai electoral. Vă spun cu sinceritate, cine mă cunoaște din Hațe știe un lucru clar. Timiș ce promite și face. Deci povestea cu trecutul, eu cred că au o imagine falsă. Deci vă repet, nu privesc decât înspre viitor și nici nu pot și nici n-am voie să facă așa ceva. Deci, după mine, este o gogoașă mare, înfuriată și răsuflată, pe care unii dintre cei care a zis că vor fi în bătălia pentru fotoliu de primar, o aruncă așa, doar rămâne ceva din ea. Dar vă spun, ea nu este de actualitate, v-am spus. Veți vedea că gândesc mult mai mult decât toți înspre viitor. Trecutul este în spate de mult. Păi bun, dar eu sunt de părere că trecutul ne caracterizează un pic, nu îl putem... Nu. Să separăm lucrurile. Sunt unele lucruri din trecut care ne caracterizează, firește, și eu vă spun, hotărârea și dărzenia cu care m-am bătut pentru orașul Hațeg. Și oamenii o știu. Sunt unele lucruri pe care trebuie să le lăsăm în spate. Pentru că altfel nu putem merge înainte. Clar, cine rămâne ancorat numai în trecut, are o problemă. Și unii vor să lase impresia că, vezi, Doamne, eu aș reprezenta trecutul și ei viitorul. O idee falsă pe care vor să o arunce pe piață pentru electorat. Doar îi mai prostim odată, pentru că dacă ne uităm bine pe scena politică din Hațeg, din partidul care conduce și la ora actuală primăria, au plecat oameni. Au plecat în dreapta, deși partidul e de dreapta. Au plecat și înspre stânga. Mă înțelege? Și o întrebare firească. Mă pun ca orice cetățean. Oare de ce au plecat? Păi de ce stăteau au plecat? La un partid care e la putere, da? Păi simplu. Simplu. Doar împrăștindu-se păstrează puterea tot ei. Păi nu prea cred că au... Păi ba da, pentru că vă spun eu de ce.
Să supără unii, nu să supără pe mine. Deja să fac bisericuță, să fac jocuri, să împart funcții. Să împart funcții? Păi sigur că da. Ceea ce îmi spune mie. Cum să împart funcții? Nu, cum? Păi să împart alea puține funcții care sunt la nivel de... A, se discută cine va fi, unde va fi? Sigur, că da, știți prea bine, nu m-am încercat să lăsat lucrurile așa și să mă trageți de limbă cât mai mult, dar eu vă spun cât vreau. Lăsați că vă spune timpul și vă-ți vedea. S-au împățit deja alea puține posturi care sunt în Hațec, s-au împățit. V-am spus, pentru mine ce înseamnă acest lucru? Eu știu că asta se împarte într-un fel și pentru și în cetățean. A doua zi intervin schimburile, se mai supără unii, alții. Sigur, există jocuri politice. Dar eu vă spun clar, pentru mine, înseamnă că vor să păstreze în orice condiții puterea. Și dacă bat mâna pe stânga și pe dreapta, doctrina politică nu mai are niciun sens. Cetățeanul este trecut pe locul 2. Și că posturile interesează pe toți. Eu are unde mă agăț? Eu are unde mă duc? Eu are ce prin? Fraților, haide să încercăm să facem o campanie din care să reiasă clar ce dorim. Dar vă spun, unii venind la dumneavoastră, ducându-se în altă parte, sigur, vă spune așa în campanie, eu sunt cel mai bun, eu sunt cel mai frumos, eu sunt cel mai tare, eu am proiectele cele mai bune pentru Hațec. Și în față este vopsit gardul și este frumos și sună foarte bine pentru toți cetățenii, nu numai din Hațec, din toată țara. Și în spate știți dumneavoastră ce este. Dar cine e leopardul? Leopardul. Și cine e leopardul? Din păcate, cei care stau în spate și păpușează pe cel din față. Mă înțelegeți? Sau îl manipulează cu alte cuvinte. Mie mi se pare că acolo, la Hațec n-aveți niciun leopard. Aveți niște pisicuțe zbârlite pe acolo. Bârlite, pisicuță, pisoi, leopard, leuț și așa mai departe. Nu, dar eu am făcut o comparație pentru toată țara. Deci pentru toată țara. Sigur că la fiecare este în funcție de cât îi plăcinta. Unii sunt niște pisicuțe obosite, vai de ei. Da, dar încearcă, obosite, neobosite, s-ar ține cu gheruțele, cu nici nu mai știu cu ce s-ar ține. Și electoratul, v-am spus, aici eu regret mult de tot, că electoratul și promisiunile electorale sunt vorbe în vânt, să știți. Care dau bine. Nu. Haideți să vă spun ceva. Și v-am spus. Și mă repet de câte ori este nevoie. Ce promite Timiș și face. Eu nu vin numai cu un program electoral frumos îmbrăcat să dăie bine la cetățeni. Despre asta îmi povestiți în campanie. Da, sigur. Deci nu vin numai cu un program frumos îmbrăcat, că nu vi-l spun acum. Firește că vi-l spun atunci. Eu vin și cu realizări din spate, indiferent că mă urăsc, că mă iubesc, că nu mă vor, că mă vor. Mă înțelegeți? Eu da, și un cred că mă înțelegeți cer. Și dumneavoastră pe mine dacă un spun un lucru este cert. Două secunde, vă rog, terminați-vă ideea. Ascultați-mă, un lucru este cert. Că neagă, nu neagă. Tot ce am făcut eu se vede, se simte și se circulă. Începând de la primăria nouă, până la drumul de centură pe care vă spuneam. Și mai spunea cineva că se schimbă dala, se schimbă bordura. Uitați-vă, în orașul Hațe și în zona centrală, nu numai, sunt dale de 13 ani. Este calitate. Nu este șmecherie dacă vă duceți în alte zone din oraș. Făcute recent anumite trotuare, o luați la fugă. Spuneți că sunt valurile mării. Despre asta vorbim în partea a doua a emisiunii. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.